Ce vreau să vă mai întreb altceva. Dacă în momentul de față nu există abatoare pentru efectiv mic de păsări crescute în sistemul tradițional, acei crescători care știu că sunt în România, cum rezolvă această problemă sau unde au desfacere? Asta tot din exemple concrete, dacă se poate să ne răspundeți. Există la Câmpul Moldovenesc un prieten de-a meu, că a fost și pe la Viața Satului, am impresia, cu creștere tradițională, care are un punct de sacrificare numai pentru zona respectivă. Acum depinde foarte mult de deschiderea medicilor veterinari din zonă. El pur și simplu asigură condițiile de curățenie într-un spațiu cu gresie, faianță, inox și așa mai departe, crește în jur de vreo 500 de orătănii și la o anumită perioadă sacrifică și vinde pe piața locală cu aviz provizoriu. Acum depinde foarte mult de medicul veterinar, de deschiderea celor din instituțiile statului. Deci sunt în unele zone unde ai deschidere mai mare, sunt în anumite zone unde cam vorbești singur. Mulțumesc tare mult! Cu plăcere! Și din punct de vedere constructiv, nu aș dori să vă băgați bani într-un adăpost de cărămidă. Încercați să folosiți soluții alternative. Din cauza asta spun, și această metodă de creștere este de fapt o metodă alternativă. Dacă investim într-un adăpost 1 miliard de lei și ne recuperăm banii peste 30 de ani, atunci nu se mai cheamă business. Dacă mie îmi garantează acel adăpost mobil sau acel adăpost alternativ, îmi garantează 5 ani de zile că funcționează și în 5 ani de zile eu mi-am scos investiția, inclusiv ce vedeți dumneavoastră, instalațiile de acolo, instalațiile cu ghilimele de rigoare. În schimb, deci pare empiric, dar partea de ventilație este automată, partea de iluminat este automată, numai partea de furajare, adăpare și recoltarea ouălor. Deci, din punct de vedere tehnic, se asigură exact ca într-un sistem intensiv de creștere a păsărilor. Numai că nu există calculatorul, omul trebuie să ducă să mai plimbe din când în când printre orătănii. Asta ar fi dezavantajul. Plus, ca avantaj, înfurajarea păsărilor, fiind fermă mică, poți să utilizezi morcov furajer, poți să utilizezi lucernă. O să mă întrebați de ce morcov furajer, de ce lucernă. Deci culoarea gălbenușului de ou este, și a cărnii este dată de beta-caroten. În sistemul superindustrial și industrial, acel beta-caroten este obținut de obicei pe cale de sinteză și administrat în furajare. Dumneavoastră cu 100 de orătăni, 1000 de orătăni, avem în spate un hectar de lucernă, îl cosim, îl facem fână, îl tocăm, îl dăm la găină în furajare. Avem morcov furajer, o să-mi spună, da, ok, morcov furajer se strică, se nu știu ce. Tocăm morcov furajer cât avem nevoie, îl administrăm în furajare și atunci producem un produs bun. În general, alimentația animalelor în general influențează calitatea produsului urmărit. Carne, ouă, lapte. Deci cu cât furajăm și dăm furaj de calitate, cu atât avem produse mai bune. Același lucru se întâmplă și la pasăre. Din punct de vedere chimic, dacă luăm strip chimic, nu există o diferență extraordinară între ouă de free range și ouă din sistem industrial. Dar dacă luăm din punct de vedere gustativ, calitativ, a ochiului, atunci într-adevăr apar acele diferențe. Și este dat în primul rând de furajarea păsărilor. Nimeni nu vrea să mă mai întrebe nimic. Dacă mai aveți întrebări, vă rog, întrebați-mă. Că am văzut că v-ați notat. Domnul? Bună ziua! Deci ce aș dori eu să-mi spuneți că în sistemul prezentat de dumneavoastră, dacă există sisteme tehnice de întreținere a curățeniei? Fiindcă acest sistem clasic implică o grămadă de muncă fizică. Deci, dacă există sisteme semi-automate sau... Dacă discutăm de partea de așternut și în sistem de la găină ouătoare. Da, nu mai la deci, găină. Și nu comparăm sistemul de creștere cu ăla din baterii. Deci, hai să începem cu începutul. Conform legislației avem 4 sisteme de creștere. Primul sistem cu notat cu cifra 3, creșterea în baterie. Al doilea sistem, creșterea la sol, notat cu cifra 2. Al treilea sistem, sistemul de creștere în free range, cum îi spun eu, liber, cu cifra 1. Iar al patrulea sistem este creșterea ecologică. Diferența între creșterea la sol și creșterea în sistemul free range apare în momentul că pasărea are acces liber în padoc. Din punct de vedere funcțional al adăpostului este identic.
Și acum ajung la, la curățenie. Se introduce aștenut în adăpost și timp de 15 luni nu se scoate acel aștenut. Deci aștenutul se scoate doar la sfârșitul seriei. În momentul în care se deteriorează aștenutul în anumite zone și de obicei aceasta apare în zona de adăpare, atunci se mai pune puțin var praf și se adugă aștenut pe deasupra. Deci în niciun caz nu este recomandat ca zilnic aștenutul permanent să fie scos. Odată stresez păsările, al doilea, în momentul când se depune strat peste strat, cu dejecții, cu mâncare, intră în fermentație cu var praf, intră în fermentație, produce căldură și distruge agenții microbieni din zonă. Și atunci este un pat extraordinar pentru pasăre. La pui de carne, din punct de vedere adăpostului, la sistemul intensiv sau sistemul extensiv, nu există nicio problemă. Este același lucru. Singura diferență este de numărul de pui pe metru pătrat în adăpost. Și când trecem la sistemul tradițional sau la sistemul ecologic, pasărea are acces liber în padoc. La fel, este aștenutul permanent și la sistemul intensiv și la sistemul tradițional, ecologic și extensiv. Acel aștenut este introdus înainte de populare, este decontaminat. Când se deteriorează, eventual se mai aduce, se mai pune un surplus de aștenut. Și, bineînțeles, la sistemele intensive, fiind hala de 1000 de metri pătrați sau 3000 de metri pătrați, atunci se scoate cu bobcartul. Dar noi, având o hală de 100 de metri pătrați, nu cred că e necesar să investești într-un bobcart. Mai bei o bere, mai dai la lopată și până la urmă o rezolvi tu.